Cum vă protejați de inflație dumneavoastră? Așa. Faceți ceva special să vă protejați sau nu faceți nimic să vă protejați de inflație? Nu. Când mă duc la magazinul meu, mască, un microbus, mască și atât. Mă întrebam cum faceți față inflației, că eu nu prea fac față și astăzi am să vin cu o soluție pentru voi la... și o să gătesc ceva super ieftin, adică nu super ieftin, că nu mai este mica super ieftin, ci cât de cât. Așa că astăzi o să facem tocăniță de cartofi cu cârnăciori. Avem aici ingredientele, adică legumele, care am dat 21 de lei și 55 de bani, plus, nu, 21 de lei am dat pe ceapă, ăsta, alte acareturi și 12 lei, 2 kg de cartofi și o legătură de pătrunjel. Mai am un frigider, 2 cârnăciori, nu știu cât am dat ei și să-i dăm drumul la treabă. După ce am curățat legumele, o să și tăiem. Am început cu ceapa. Deci am aici 3 cepi, 2 morcovi, 4 cartofi, 2 cârnăcioși și o bucată de ceva. Aici am dovlecelul. Mai am o cutie altceva, suc roșii cuburi în suc propriu altceva și niște pătrunjel verde. Așa. O să mai pun, cred că, un pic de vin și niște usturoi. Am terminat de tăiat ceapa, acum am să pun, am bucățica asta de ceva. Tăi pe asta subțirică, haț. Pălesc un pic și după asta pun ceapa. După ce călesc un pic ceapa, foarte tine. Îți pun niște vin și după asta adaug morcovul. Îl las pe la un pic și după asta restul legumelor. Curăța frumos și tai cu pedi caricat pe jos. Aia e. Adaug și morcovul. Hap. Băgăm și cartofii. Acum. Oricum aici o să mai vină cu sos subi roșii, niște, am niște roșii subi deții. Și cam asta. O să pun o frunză de măciar cea mai mică. De dafin. Și mui de piper. Nu fric. Dar aici o să da să nu-l scoatem, când e gheață, să amărăște. Nu știu cât mai durează până se face, cred că vreo 7 zile cu mod de oameni. Am tăiat așa pătrunjelul, acum aștept să fiarbă toate și să închid, să las un pic să răcească și să bag în burcan. Mâncarea asta se poate mânca ca atare, eu nu mănânc pâiniță, că oricum râs pâiniță și cartofii râs pâiniță, așa că și sățioși. Dăm înainte.
ceva clasic de sfânta inflație. Ocazia sfintei inflații vă urăm. Coșuri pline, baftă la pești, fir întins. Iată că. După 1000 de ani s-a terminat, am oprit focul, mă duc repede să mă schimb și revin ca să mănânc și eu un pic și după asta fug ca am treabă. Mă duc undeva unde o să vedeți data viitoare, undeva unde n-am mai fost de când eram în liceu. E ceva duxar. Să vedem moment of truth. Asta e moment of truth, nu știu cu ce să încep, cu făculița sau cu lingura, cu făculița. Asta mi-e bine. Nu chiar. Foarte bună pătrunjelul. E ceva real. Hai să duiam și unul de asta. Tot ce-mi doresc eu, măcar ca în momentul în care editez clipul ăsta, să am inspirație, o să bag niște muzică reală. Asta m-ar mai salva. Cam asta. Poftă, vânul, vă urez și vă orice ați mâncat și ne vedem data viitoare. Pa!